Un salut cordial tuturor elevilor claselor a 11-a. Astăzi cu dumneavoastră este profesorul de limba și literatură română, Sandu Grosu Svetlana, din Liceul Teoretic Gheorghe Asache, Chișinău. Suntem la încă una dintre lecțiile virtuale și avem o sinteză valoroasă, nu doar pentru a stabili ceea ce am învățat în unitatea dată, ci chiar și pentru a face niște constatări sau, de ce nu, anumite revelații cu privire la curentul modernist. În etapa de consolidare vom recunoaște semnificația mișcării moderniste în literatură. Vom distinge reprezentanții notori ai modernismului românesc. Vom sintetiza trăsăturile liricii moderne. Pentru început, vă propun să vizualizați un fragment de drum parcurs bună oară dimineața spre școală, alături de ai dumneavoastră colegi de clasă, de care cu siguranță vă este dor acum. Încercați să descrieți ce vă vedeți cu ochii minții și cu ochii conștiinții. Și de la ochiul al treilea al dumneavoastră, trecem spre adevăratul, prețiosul modernist, care înseamnă râvna de a produce valori estetice îmbrăcate în spiritul timpului, precum afirmă Liviu Rebreanu la începutul modulului în manual, pagina 217. Atunci când vorbim despre modernism, în contradicție vine termenul de tradiționalism, care nu este altceva decât o orientare culturală de la începutul secolului al XX-lea, avându-l în calitate de principal ideolog pe Nichifor Crainic, care extinde ideile poporaniste și semănătoriste spre afirmarea ortodoxismului și autoctonismului spiritualizat, mitul etnic, mitul folcloric, și consideră că occidentalizarea excesivă produce anularea posibilităților creatoare românești. Pe când modernismul este un termen generic care include toate curentele și mișcările cultural-literare manifestate în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX. Printre reprezentanții modernismului românesc, amintim pe Alexandru Macedonski, reprezentantul instrumentalismului, George Bacovia, reprezentantul simbolismului românesc, Lucian Blaga, reprezentantul expresionismului românesc, Nichita Stănescu, care este poetul necuvintelor în literatura română, Grigore Vieru, creatorul care își asumă dramele existenței în literatura basarabeană, Tudor Argheze, autorul teoriei estetica urâtului. De ce nu putem face și o ușoară completare referitor la romancierii modernismului românesc, printre care se numără Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian. Printre grupările în jurul revistelor literare ale timpului, amintim curentul simbolist cu revista Literatorul și reprezentanții George Bacovia, Dimitrie Anghel, Ștefan Petică, Ion Minulescu, gruparea modernistă de la revista Zburătorului cu Ion Barbu, Ilarie Voronca, Victor Eftimiu, gruparea tradiționalistă, revista Gândirea cu Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Ion Pilat, Vasile Voiculescu, Radu Gir, Adrian Maniu, Mateiu Caragiale, Panait Cernea. Sintetizând, modernismul ca mișcare cultural-ideologică înglobează simbolismul, expresionismul, dadaismul, suprarealismul, ermetismul, cubismul și alte mișcări literar-artistice ale epocii. Actualizăm că importantă pentru dezvoltarea acestui curent literar a fost apariția unor evenimente deosebite în evoluția epocii, precum Revoluția Industrială, apariția și dezvoltarea căilor de comunicație, apariția unor noi forme artistice, fotografia și filmul, efectele progresului tehnologic. Odată cu dezvoltarea orașelor, este produsă alienarea și mediocritatea îi provoacă omului modern inadaptabilitate. Lumea îl refuză cu ostilitate, iar el, la rândul său, respinge lumea. Literatura anilor 1920-1930 a fost marcată de câteva fenomene care vor deveni configurația noii poezii. Manifestarea simbolismului ca formă incipientă a modernismului și evoluția spre modernism a întregii literaturi interbelice.
fapt foarte bine evidențiat în manualul digital de alternativă la limba și literatura română pentru clasa 11. În cadrul căreia am consultat și am selectat anumite secvențe din catalogul lexematic. Astfel, modernismul este conturat în funcție de perspectiva teoreticianului care îl abordează. Singurele caracteristici generale fiind regăsite în atitudinea negatoare față de tradiție și în spiritul anticonvențional și inovator. Adrian Marino face distinția dintre modern, ca o noțiune cadru a cărei esență este prezentul, imediatul, actualul, modernitate, calitatea de a fi modern, și modernism, tehnica și practica modernului. Despre modernism se poate vorbi doar în momentul când caracterul său negator nu ține de inovație, ci devine un program. Marea revoluție modernistă se produce abia în faza în care poeții încep să se definească, să se justifice, să se întrebe asupra artei lor, să ofere ipoteze, soluții, teorii. Altfel, indiferent de epocă, orice mișcare opusă tradiției ar primi abuziv numele de modernism. Și Eugen Lovinescu vorbește despre modernism, care are la bază teoria sincronismului, ce pornește de la necesitatea aducerii poeziei românești la nivelul celei europene. Pentru a sublinea care sunt trăsăturile liricii moderne, am selectat câteva crâmpeie din opera Structura liricii moderne de reputatul Hugo Friedrich, teoreticianul german al modernismului. Respectiv, putem diferenția următoarele particularități ale liricii moderne. Realitatea e desprinsă din ordinea spațială. Domină metamorfoza. Dramatismul agresiv. Este atestat o anormalitate, neînțelegerea voinței stilistice. Categoriile negative nu sunt aplicate în sens depreciativ, ci definitoriu. Categoriile pozitive sunt doar niște calități formale. Grotescul, hazliul, bizarul, straniul trebuie să ne elibereze de frumusețe și să înlăture cu a sa voce stridentă monotonia ei. Totodată, în lirica modernă este atestat dezgustul de real, o descompunere și o deformare. Fantezia descompune întreaga creațiune, creând o lume nouă. Abstracția și arabescul apar în ipostaze varie. Abstracțiunea ca esență fanteziei, ca spirit, arabescul ca fantezie nelimitată, chiar dictatură. Scopul poeziei e să sosească în necunoscut, să vadă nevăzutul, să audă neauzitul. Este evidentă ruptura cu tradiția, euul artificial fiind puțin înțeles. Poezia sugestivă, dar nu inteligibilă. Limbajul nu mai e comunicare, se vorbește pentru a nu mai fi înțeles. Un absurd al poeziei moderne. Poezia logică, onirică, intelectuală. Conținuturile somnambule, halucinante, provenind din semiconștient și inconștient. Fantezia imagistică ireală. Apolon în locul lui Dionisos. Lirica modernă devenind o activitate rece, lucidă. Puterea ei rezidă în explozia declanșată experimental. Limbajul ei fiind misterios, surprinzător, o combinație chimică inedită. Poetul devenind un aventurier în teritorii lingvistice neexplorate. Apolon, o conștiință artistică lucidă. În lirica modernă avem evidențiată și despersonalizarea, dezumanizarea. Poeziile nu pot fi explicate prin fapte biografice ale autorului. Avem și lirică și matematică. Stilul artistic devine ca un miracol matematic. Cum afirmă Baudelaire, tot ce e frumos și nobil e rezultatul rațiunii și al calculului. Astfel, timpul crepuscular este deghizat în progres. Modernitatea negativă, iar progresul, lumină. Estetica urâtului, în care frumosul pare a fi pur și bizar, iar urâtul este un echivalent al misterului. Plăcerea aristocratică de a displăcea este evidentă în textele poetice moderne. Creștinismul în ruină, idealitatea goală este surprinsă, scriitorul nu poate fi conceput fără creștinism, dar el nu mai e creștin. Generalizând, vin cu o secvență, o afirmație a lui Hugo Friedrich din aceeași operă, care menționează: lirica modernă este o poveste mare, solitară, niciodată auzită. În grădina ei sunt flori,
dar și pietre și culori chimice, roade, dar și droguri primejdioase. Realitatea sfâșie fantezia ca un câmp de ruine. Irealitatea forțată domină. Vă îndemn să decodificați afirmațiile alegorice ale lui Hugo Friedrich și să pătrundeți în esența liricii moderne pe care o vizualizați ca o grădină, la moment poate necunoscută, dar sper să fie descoperită de dumneavoastră. O zi bună în continuare! Ne revedem la o altă lecție virtuală!